Biblia este o carte scrisă pentru cei care deja cred în ea. Nu are niciun capitol despre pentru atei, pentru necredincioși, pentru, pentru de cei de pe care trebuie să-i în Biblie, tot Iisus scrie că a fost cel care a dat cu biciul în templu, în zidul templului. Și? Templul era tot... Era, Iisus era evreu, nu era creștin. Da. Trebuie le nu știu lucrul ăsta. Deci, <gântări> da. la, la un moment dat am avut <gântări> un val din ăsta de comentarii, evident, de hate. Eu mereu mi-am am, am spus deschis că sunt ateu și nihilist. Deja lumea se obișnuise cu asta. Dar când am făcut o postare, era și în preajma Crăciunului, în care am zis: Știți că Isus a fost circumcis. Da. Evreu? Da, evident. Ai de capul meu, eu sunt un conspiraționist. Da. Isus a fost evreu. Da. da Isus a și a murit evreu. Și a murit evreu. <gântări> el n a inventat creștinismul. Creștinismul l-a inventat Pavel după aceea. Și tot ce avem noi astăzi ca doctrină creștină este invenția Apostolului Pavel și alegerea Consiliului de la Nicea. Acolo e creștinismul, la Nicea, cu Constantin și Elena, nu cu